disciplinez copilul. Și spune Moise, uitați-vă atenți în viața voastră, Dumnezeu, în acești 40 de ani prin pustie, Dumnezeu a fost nevoit, pentru că vă iubește, să vă corecteze, să vă disciplineze, să ia nu iaua la voi. Dar știți cum suntem și noi uneori, așa că niște copii din aceia răsfățați care de câte ori ia puțin uiaua Dumnezeu la noi, dintr-o dată parcă ne simțim atacați de Dumnezeu și ne punem întrebări dacă Dumnezeu ne iubește. Doamne, mă iubești? Doamne, uite că mi se întâmplă cu tare lucru, uite că ceva rău în viața mea. Doamne, chiar îți pasă de mine? Chiar mă iubești? Ascultă-mă, Dumnezeu te iubește. Și indiferent prin ce treci, chiar dacă Dumnezeu ia nu iaua, ascultă-mă, o face pentru că te iubește. S-ar putea uneori Dumnezeu să se uite și să spună, mă uit la Marius și Marius nu mai citește din Biblie. N-are vreme de Scriptură. Mă uit la Marius și văd că Marius nu mai are vreme de rugăciune. Nu mai are vreme de pocăință. Deja și-a strâmbat căile, cărările. A, merge și așa. Și Dumnezeu, pentru că mă iubește și pentru că îi pasă de mine, Dumnezeu zice, atât de mult îl iubesc pe Marius, încât nu pot să-l las să meargă pe topogan în jos. Nu pot să-l las pe buza prăpastiei și să cadă acolo. Că îl iubesc prea mult. Și uneori poate ajungi fără job, uneori poate îți dai seama că ai mai puțin bani în buzunar, alteori îți dai seama că te doare spatele, alteori se întâmplă ceva unui copil de-al tău și îți dai seama că nu iaua lui Dumnezeu e acolo. Dar vreau să spun, ferice de mine și ferice de tine când Dumnezeu ia nu iaua. Acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Cea mai mare pedeapsă a lui Dumnezeu pentru cineva pe pământ este să nu-l mai pedepsească Dumnezeu. Cea mai mare pedeapsă a lui Dumnezeu pentru cineva pe pământ este să nu-l pedepsească Dumnezeu aici. Să faci ce vrei, să trăiești cum vrei, să te compromiți cât vrei și Dumnezeu să te lase în voia minții tale. E cea mai mare pedeapsă. Însă atunci când Dumnezeu ia nu iaua și mă pedepsește, atunci când Dumnezeu mă corectează, este un semn al binecuvântării sale. Și eu încep să-mi pun întrebări. Doamne, dar de ce acum trec prin încercările acestea? De ce, Doamne, simt nu iaua ta? Și mă uit, îmi fac o analiză, îmi fac o introspecție a vieții mele și îmi dau seama că undeva, cândva, am făcut ceva ce nu trebuia să fac. Vreau să vă spun, binecuvântate să fie momentele acelea în care Dumnezeu ia nu iaua la noi. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Și Dumnezeu spune poporului să uite-te. Uită-te și recunoaște astăzi în inima ta că Domnul te pedepsește cum pedepsește un tată pe copilul lui. Vreau să vă întreb, când am mulțumit noi ultima dată lui Dumnezeu pentru nuiaua lui? Când am zis noi ultima dată, Doamne, îți mulțumesc pentru nuiaua ta, da, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru copii, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile frumoase, pentru salar, pentru bani, pentru acoperișul deasupra capului, dar când am zis ultima dată, Doamne, vreau să-ți mulțumesc și pentru nuiaua ta, Doamne, identific un moment în viața mea, în trecutul meu, când dacă Tu n-ai fi luat nuiaua la mine, Doamne, eu nu eram în biserică. Doamne, identific un moment în viața mea, Doamne, în care Tu ai luat nuiaua la mine și dacă nu mă prindeai acolo la colț și nu mă strângeai la colț, Doamne, dacă nu m-ai fi pus acolo în piua Ta să mă apeși acolo, Doamne, eu nu eram pe cale astăzi, eu nu eram pocăit astăzi. Doamne, îți mulțumesc. Când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu, spui, Doamne, dacă nu erai Tu acolo să mă frângi, Doamne, să mă zdrobești, Doamne, eu astăzi nu mai aveam familie. Eu astăzi nu aveam ceea ce am. Vreau să vă spun în seara aceasta că noi suntem ce suntem și datorită faptului că Dumnezeu a luat nuiaua la noi. Slăvit să fie El. Amin. Amin. De ce avem nevoie ca să-i mulțumim lui Dumnezeu? Ai nevoie de o memorie bună? Ai nevoie de o perspectivă corectă asupra disciplinării Domnului? Apoi ai nevoie de o perspectivă luminoasă asupra viitorului? Spune Scriptura de la versetul 7. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună. Observați, verbul este la viitor. Are să te ducă într-o țară bună. Țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți. Și Dumnezeu vorbește aici despre viitorul națiunii lui Israel. Dacă vrei să ai o inimă mulțumită și mulțumitoare, întotdeauna trebuie să ai o perspectivă luminoasă asupra ce va face Dumnezeu în viitor.
Sunt mulți care zic, băi, nu știu cum va fi. Sper să o scot la capăt. Sper, trag nădejde că va fi bine. Aici Dumnezeu îi spune, prin Moise poporului, eu am să vă dau, eu vă voi duce, eu voi fi cu voi. Și Dumnezeu se angajează, că are grijă de viitorul credincioșilor săi. Ascultați-mă, în Ieremia 29:11 spune cuvântul Domnului acolo, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Oare ce gânduri are Dumnezeu cu privire la noi? Nu de multe ori suntem interesați, oare ce gândește cu tare despre mine? Oare ce gândește respectivul despre mine? Ce planuri are, ce idei? Ascultați, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Astea-s gândurile lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi ce are Dumnezeu în mintea lui acolo în cer, pe scaunul de domnie, înconjurat de serafim și arhanghel și eruvim, ascultă-mă, în mintea lui Dumnezeu, astea-s gândurile pe care le are cu privire la tine. A, știu eu ceva o să mi se întâmple rău, știu eu că undeva copiii mei o să ajungă o prăpădenie neașteptată, o să vină peste mine, peste familia mea, am așa o presimțire, am un presentiment că va veni ceva tare rău peste mine, peste familie, la job, cred că o să mă dea ăștia afară, știu eu lucrurile astea, ascultă-mă, alea-s gânduri pe care necuratul le înșurubează în mintea ta, ți le pune acolo. Gândurile lui Dumnezeu cu privire la noi sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Astea erau în cartea Ieremia. În vremea aceea, trăia un tânăr. Și acum când era acasă, era tot în regulă. Doar că au venit niște armate, au pus mâna pe tânărul acesta și pe alții și l-au luat și l-au dus în captivitatea babiloniană. Și Daniel ajunge acolo în Babilon, sunt presiunile culturale care se fac acolo în Babilon. Și probabil că era șoapta celui rău la urechea lui, Daniel. Poate că nici nu mai trăiesc părinții acolo în Ierusalim. Au venit babilonienii și au vandalizat tot. Au distrus templul, au luat vasele sfinte și le-au adus aici în Babilon. Daniel, ai numai o șansă aici. Dacă vrei să te descurci, fă ce ți se cere. Și mă gândesc la bătălia și tensiunea din inima lui Daniel. Adică, dacă vreau să supraviețuiesc, să ajung bine, trebuie să fac tot ce mi se cere? Și toate vocile de acolo spuneau la unison, da. Și ajunge Daniel în fața mesei împăratului, cu tot ce era acolo. Și se dă bătălia în inima lui Daniel. Doamne, dacă eu acum iau de la masa împăratului, eu fac ce zice împăratul. Ușile mi se deschid, ajung mare aici. De partea cealaltă e cugetul, e conștiința. E ceea ce l-a învățat părinții lui în țară. Daniel, indiferent cât de greu ți-ar fi, cinstește-L pe Dumnezeu. Stai lângă Dumnezeu, stai lângă Domnul, că Domnul te va cinsti pe tine și îți va purta de grijă. Oh, Doamne, da. Ce să fac? Și acolo este un verset superb, capitolul 1, versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Vreau să vă spun, astăzi este o criză incredibilă de oameni hotărâți. Cineva spunea că bărbații de astăzi se împart în două, vertebrate și nevertebrate. Sunt cei care au coloană vertebrală și indiferent cât de greu ar fi, se duc înainte cu Domnul. Nu se spurcă. Și sunt alții care, după circumstanță, după situație, ca să supraviețuiască, se compromit dacă e nevoie. Daniel a stat acolo, a stat în fața opțiunilor și a spus, m-am hotărât. Mă duc cu Dumnezeu înainte. Ce face Dumnezeu? Îl lasă? Ce ziceți, Dumnezeu își lasă oamenii în offside? Hai mă, acum da, tu ai stat pentru mine, acum... Nu, când un om îl ia în serios pe Dumnezeu și Dumnezeu îl ia în serios pe omul ăla. Când un om stă pentru Dumnezeu, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească, când un om are valori în viața lui, când un om are principii, Dumnezeu e acolo să-i țină spatele. Și Dumnezeu e cel care e în spatele lui, îl conduce și îl ajută. Știți ce face Dumnezeu? Vino Așpenaz aici. Dumnezeu lucrează la inima lui Așpenaz și îl face pe Daniel să capete trecere în fața mai mare lui famenilor. Știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu își întinde mâna peste sinapsele, peste neuronii lui Daniel, îl face de 10 ori mai inteligent decât toți ceilalți văzători și ghicitori în stele, decât toți aldeii care erau acolo. Daniel, tu mă cinstești pe mine? Știi ce voi face? Te voi cinsti pe tine! Pentru că tu stai de partea mea și nu te murdărești. Eu voi sta de partea ta. Și se încheie capitolul 1 că Daniel a dus-o bine. Din vremea lui Nebucanețar până în
vremea lui Cir. Ăștia împărații se perindă, când unul, când altul, mor împărații, dar Dumnezeul ia în mâna lui pe Daniel, pentru că a avut un moment în viața lui în care s-a hotărât. Faceți ce vreți cu mine! Faceți ce vreți! Eu știu ceva, mă găț de Dumnezeu, mă sudez de Dumnezeu, mă lipesc de Dumnezeu și nu mă las! Înainte mă duc cu Domnul! Nu contează că la 90 de ani vin ăștia cu groapa cu lei, gata, eu pregăti groapa, scăpăm de tine, în sfârșit, ne-am săturat de vreo 80 de ani cu noi aici în Babilon. Ce zice Daniel? Trebuie să mă rog? Mă rog în picioare. Mă rog cu geamurile închise. Mă rog în gând. Nu. Daniel se duce, deschide geamurile, ferestrele, se pune pe genunchi. Și acolo pe genunchi spune Scriptura că se ruga de 3 ori pe zi și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Acum, ascultați-mă, dacă doar se ruga, și așa era mult. Dar zice Scriptura în Daniel 6:10 că și lăuda. Măi, dar nu-și plânge de milă. Adică, Doamne, de 80 de ani sunt aici în Babilon. Vai, ce greu a fost aici în Babilon. Nu. Oamenii lui Dumnezeu n-au de ce să-și plângă de milă. Știți de ce? Că au un tătic în cer, au un tată în cer și tatăl acela are comanda asupra îngerilor, trimite îngerul în groapă, închide gura leilor. Crezi asta? Crezi că ai un Dumnezeu care își pune mâna pe gura leului? Acolo-i leul, te-ar mânca într-o clipă. Spun istoricii că leii aceia erau ținuți câteva zile bune fără mâncare, tocmai ca să îl sfârtece pe cel care era aruncat acolo în groapă. Ce fac leii? Simțeau mirosul de om. Era coborât acolo bătrânul Daniel. S-au aruncat acolo. Nu l-o fi coborât așa frumos azi. L-o trântit acolo. S-o fi dus leii acolo. Dar cred că în clipa aceea îngerul Domnului a venit acolo și a închis gura leilor. Crezi că Dumnezeu poate închide gura leilor? Și atunci de ce să nu mulțumești? De ce să nu mulțumesc? Acolo e la leu, gata să te... Dar vreau să spun ceva. Tu te-ai hotărât să nu te scurci. Doamne, indiferent cât m-ar costa, nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei, Psalm 101. Așa spune acolo psalmistul. Nu voi pune nimic necurat înainte ochilor mei. Doamne, mă hotărăsc să am o minte disciplinată, o minte curată, orice gând să-l aduc în robia ascultării de Hristos. Doamne, mă disciplinez că orice emoție a mea, orice sentiment să o aduc în robia ascultării de Hristos. Doamne, mă disciplinez și mă hotărăsc ca orice vorba mea să te înalțe pe tine. Doamne, mă hotărăsc ca orice pas al meu, orice acțiune a mea, orice fapt a mea să nu mă spurce, Doamne, ci să te slăvească pe tine. Asta a fost Daniel. Vreau să spun, Dumnezeu are gânduri bune cu tine. Dumnezeu are gânduri bune cu mine. Dumnezeu are un plan. Vreau să spun, singurul care poate nenoroci planul ăsta cu viața ta ești tu. Nu-i Dumnezeu, nu-i nici satrapii din Babilon, nici oamenii din Danemarca, nici cei din România, ești tu. De aceea te rog astăzi în numele Domnului, treci de partea lui Dumnezeu. Amin? Amin? Amin. Și ultimul lucru și mă apropii de încheiere. Dacă vrei să ai o viață mulțumită și mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu, ai nevoie de o inimă smerită. Spune în versetul 10, când vei mânca și te vei sătura să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o, vei să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui. Versetul 14. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Versetul 17. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dumnezeu vorbește poporului și spune, eu te-am ajutat în trecut, eu te ajut în prezent, îți dau mana care vine în fiecare dimineață și vreau să spun ceva, te voi ajuta în viitor. Dar ascultă-mă, când toate îți vor merge bine și te vei giftui,
Cred că știți termenul acesta. Te vei sătura. Să nu zici în inima ta. Vedeți, nici măcar nu-i vorba să zici cu gura mare. Chifălești în gura mare. În inima ta aici. Să nu zici, ingeniozitatea mea. Știu eu, scapabil, mă, sunt descurcăreț, mă, am știut, mă, am știut cum să pun problema acolo, am știut cum să îl, așa, am știut pe ce clape să apăs, am știut eu, eu de-aia am eu tot ce am și de-aceea am câștigat, scapabil, scapabil. Domnul spune, nu, să nu ți se umfle inima de mândrie, să nu zici în tine însuți că tu, prin puterea ta, nu. Și dă-i credit lui Dumnezeu întotdeauna. Spune, Dumnezeu m-a ajutat. Dumnezeu a fost cu mine. Dumnezeu a intervenit. Dumnezeu e cel care mi-a dat putere și a muncit. Un om care avea de tot foarte bogat, avea vreo câteva pecouri și un credincios l-a invitat la biserică. La o seară de evangelizare. Spus, vino, uite, e o invitație, te rog, e ceva special la noi la biserică, hai. Și omul plin de sine, arogant, numai că nu pușca pielea de, pe el, atât era de plin de el însuși. Megaloman, nu altceva. Ce să vină la biserică? Ce să caut la biserică? Ce-a făcut biserica pentru mine? Ce-a făcut Dumnezeu pentru mine să fiu la biserică? Eu tot ce am, pecourile, bani, contul, datorită mie. Eu am muncit, am lucrat, am știut. Agenda încărcată, întâlniri peste întâlniri, mintea mea în 10 locuri deodată. Și atunci credinciosul, inspirat de Duhul, îi spune, ok, atunci dă-mi voie să mă rog ca Dumnezeu să-ți ia tot ce ți-a dat. Șocat ăsta, zice, stai puțin, nu te ruga așa, păi stai puțin, i-a zis credinciosul. Păi zice că Dumnezeu nu ți-a dat nimic. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat nimic, nici nu o să-ți ia nimic. Păi stai că tu mă blestemi. Mă, nu te bleastă, tu ai zis că Dumnezeu nu ți-o da nimic. Și dacă eu mă rog ca Dumnezeu să-ți ia tot ce ți-a dat, n-are ce să-ți ia Dumnezeu, că nu ți-o da nimic. Nu, te rog să nu te rogi așa. Nu te ruga așa. Dar de ce să nu mă rog așa? Știți de ce? E sănătatea o fiată la Dumnezeu. Știți de ce? Că buna înțelegere între el și nevastă o avea de la Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că acei copii pe care îi avea în familie, îi avea de la Dumnezeu. Tot ce ai, ai de la Dumnezeu. Ascultă-mă, tot ce ai, tot ce ai. Știți ce a zis Nebucadnețar? Nu este Babilonul meu? Te uiți la casă, nu e asta? Te uiți la cont, mă, nu sunt banii mei. I-am muncit, sigur că i-ai muncit. Te uiți la hainele tale, nu s-a... Ba da. Spune că în clipa aceea, Nebucadnețar și-a pierdut mințile. Nu i-a luat Dumnezeu nici palatul. I l-a luat? O trimis foc din cer peste palat? Nu, era acolo. I-a luat Dumnezeu Babilonul? Nu, era acolo. A fost un singur lucru să-l ia Dumnezeu. Să-i clatine mintea sănătoasă. A ajuns să sufere de boantropie, licantropie, ca un lup, ca un bou. Un pic i-a clintit și clătina Dumnezeu mintea. Când Dumnezeu te ajută și te binecuvintează, întotdeauna dă-i glorie lui Dumnezeu. Întotdeauna spune, Doamne, a Ta să fie toată slava, Doamne, tot ce am, Doamne, în viața asta, Doamne, e datorită Ție, Doamne. Pe oriunde am fost, la școală, peste tot, am ajuns în Danemarca, Doamne, și am aici, și am căsuță, sau stau în chirie, dar am bani să-mi plătesc chiria, am un job, mai pot trimite și acasă, îmi fac lucrurile, Doamne, toate astea le am de la Tine, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, Doamne, și dacă, Doamne, Tu ești Domnul meu, vreau să trăiesc pentru slava numelui Tău, Doamne, vreau să fiu un Daniel aici în Babilonul acesta, Doamne, în lumea aceasta cosmopolitană, Doamne, cu atâtea curente, în postmodernismul acesta, Doamne, eu vreau să te înalți pe Tine. Tot ce am e de la Tine, Doamne, tot ce am e de la Tine. Vreau să închei cu ultimul motiv de mulțumire. În 2 Corinteni 9:15 spune Pavel acolo, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
pentru darul lui nespus de mare. Da, mulțumim Dumnezeu și pentru struguri, și pentru dovleci, și pentru banane, și pentru casă, și pentru haine, și pentru... Dar cea mai mare motivație a mulțumirii este darul lui nespus de mare. Dumnezeu m-a binecuvântat, cum vă ziceam, cu 4 copii. Și am prieteni, familii care nu pot să aibă copii. Și se roagă unii de ani de zile, Doamne, dă-mi un copil, Doamne, fă ceva, Doamne, lucrează. Și unii dintre ei, fiind mai apropiați de noi, vin și spun, Marius, uite, tu ai 4 copii, hai, dă-ne nouă unul. Avem grijă de el, îți promitem, avem tot ce ne trebuie, îl dăm o educație bună, îl trimitem la școală. Marius, îl dai pe mâini bune, pe mâini bune îl dai, avem grijă de el. Mă leie și zic, nici măcar în glumă să nu mai ziceți așa ceva. Nu ușor cu 4 copii, te duc în toate părțile, zglobii, plin de viață, sprinteni, nu ușor, dar pe niciunul nu i-aș da. Dar rămâi cu 3, dar rămâi cu 2. Dă-ne și nouă unul, pe niciunul, pe mâini bune îl dai. Nu, nu, Domnul mi-a dat, am grijă de ei. Acum vă rog, băgați de seamă. Dumnezeu n-a avut 4 să rămână cu 3. N-a avut nici 3 să rămână cu 2. N-a avut nici 2 să rămână cu 1. A avut un singur fiu născut pururea din Tatăl, născut și nu făcut lumină din lumină. Și vreau să vă spun, l-a trimis aici pe pământ și nu l-a dat pe mâini bune. L-a dat pe mâinile celor fără de lege, care cu mâinile lor s-au dus și l-au despuiat de haina lui și l-au îmbrăcat în haină stacojie. Care cu mâinile lor au luat trestea și l-au lovit peste față. Care cu mâinile lor încleștate l-au lovit cu pumnii peste față. Cu mâinile lor au făcut cununa de spini și au pus-o pe cap. Cu mâinile lor au luat piroanele și ciocanul și l-au pus pe o cruce. Cu mâinile lor au ridicat crucea. Și el acolo pe cruce a spus, Tată, iartă-i, eu nu știu ce fac. E cel mai mare dar. Mă înțelegeți? E cel mai mare dar. Ai multe daruri de la Dumnezeu, dar asta e cel mai mare. Te chem în seara asta să vii să te agăți cu mâinile de crucea lui. Spui, Doamne Iisuse, mă gândesc bine, ce am în viața mea și să nu fi primit? Și vreau să spun că ai ceva în viața ta ce nu ți-o dat Dumnezeu. Serios! Este ceva în viața mea ce nu mi-o dat Dumnezeu? Da! Păcatele tale și păcatele mele, asta nu mi-o dat Dumnezeu. Astea sunt ale noastre, le-am făcut noi. În seara asta vii cu ce ai tu, adău, și pui în fața crucii lui. Și el îți dă ce are el pe fiul lui. În momentul în care tu te pui acolo, te prăbușești și spui, îți dau păcatele mele, Doamne, în momentul acela, neprihănirea lui Hristos trece în dreptul tău, ești îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos din cap până în picioare, ești justificat prin credință. Asta se întâmplă. Hai în seara asta la Domnul. O, Doamne, ai milă de noi. A Domnului să fie toată slava. Domnul să vă binecuvinteze. Hotărăște-te în seara asta ca Daniel să nu te spurci, să treci de partea Domnului. Amin? Amin. Amin. Vreau să închei. Spune-mi despre mine puțin. Poate vă gândiți, cine știe ce familie eu, fratele Marius. Nu, nu. Am crescut doar cu mama mea. Tatăl meu s-a dus, după câteva luni de la căsătorie și-a lăsat-o pe mama singură, însărcinată. Mama a rămas singură, nu s-a mai recăsătorit, dar de mic m-a dus la adunare, la biserică. Și acolo la biserică am învățat cuvântul Domnului. Mama fiecare seară îmi spunea cuvântul Domnului. N-am avut multe în viață și mergeam, când am ajuns la liceu, mă comparam cu ceilalți și ziceam, Doamne, eu n-am ca... Dar a fost un moment în care Iisus s-a atins de mine și mi-a spus, Marius, cea mai mare comoară din lumea asta sunt eu. Și Domnul Iisus a intrat în inima mea și a schimbat viața mea. Și vreau să vă spun apăsat în seara asta aici, că nu există, că nu există, că nu există să te arunci în brațele Domnului și Domnul să spună, ești prea mic pentru mine, ești prea slab pentru mine, ești prea păcătos pentru mine. Nu există. Dumnezeu are așa brațe puternice că niciodată nu-și scapă copiii din brațe. Amin.
Dumnezeu are așa mână puternică încât oricine să pune cu tine, Dumnezeu poate să fie acolo. Dumnezeu are așa capacitate încât își poate pune mâna peste mintea ta și poate să te ajute să-ți dea idei pe care nu le-ai avut niciodată. Hai în seara asta la Domnul. Doamne, așa cum sunt la tine, fiind cu păcatele mele, ai milă de mine. Amin.